Da, bună ziua la toți! Sunt foarte amărâtă de viața din Moldova, dar eu lucrez la Germania, foarte greu lucrez. Știi cine lucrează ca mine pentru îngrijire și știi că ridicăm sute de kilograme și tot. M-am dus în concediu acasă, trăiesc la Buican. Când am ajuns acasă, pe data de 26, la mine sar, n-am dovedit să schimb hainele, n-am dovedit. Nu m-am intrat în casă și au venit doi polițiști, au bătut în ușă, frumos au vorbit și ne spune, ia că vecinul a spus că faceți gălăgie, dar vecinul ăsta nu trăiește acolo, dar au venit la concubin, nu mă tem să spun, un râs care a venit și trăiește la dânsa, la vecina asta de... Poate spun numele? Mai bine nu, ca să nu avem probleme după aceea să mă dea și pe Da, mine și pe dumneavoastră în judecată și cum sunteți și dumneavoastră și eu în afara țării, nu prea avem timp să îmblăm la judecăți. Dar bine, eu pe nu cred urmă. că faptul că nu locuiești acolo nu-i dă dreptul să se plângă. Și eu dacă m-aș duce la cineva în vizită și face gălăgie, eu Da, pot să mă bine. plâng pentru că se face Da. gălăgie, se tulbură liniștea, e un drept fundamental. Dar la ce oră se întâmplă asta? Eu când am venit la jumătate la 4 dimineața, dar Păi, e cămin. gălăgie la 5 Perietii dimineața e subțirii. ilegal. Da, eu am pus o covor gros în odaia mea ca să nu... Dar el nu zic, poate să vii, să trăiască la dânsa, în toată ziua câte un bărbat, poate să vii. Dar au venit, ai grijă de dânsul. Dacă el e bolnav, nu-i dă voie să fac ce vrea, că lumea s-o poartă din pșina lui. Dar mă, cât, ia ca, eu dat peste, chiar peste cap, eu dat. Acum am auzit, că eu nici nu știu cum îl cheamă și cum... Dar vine, când mai de mult de ori, când vine și deschide ușa la mine și intra în casă. Dar cine tu ești că să intri casă la mine, oameni buni? Eu am casa mea sau și... El mi-a spus ca să A fac și pia ca să că asta e mănânci. ilegal, să intri în casa cuiva ca la tine acasă, fără voia proprietarului, asta e violare de domiciliu, se pedepsește penal. Dar nu am filmat și nu... Dar vă spun cinstit din inimă. L-am N-ai apucat să filmat, rezidească poate la ai data alt fel de probe, martori, ceva, nu? Da, dar nu aveam martori, nu am înțeles și intri în casă, băi, tâmpitule și ești, cine tu ești, să intri în casă la mine. Eu poftim, intră, dar dacă voi am ieși cu voie bună, nu așa ca un bolnav. Eu văd că el e bolnav, pentru că eu lucrez 18 ani cu bolnavi, lucrez. Și eu văd că el e bolnav, dar nu mă înțelege cineva și nu Dar mă de ce înțelege vă pe mine. supărați pe om bolnav? Da? Înțeleg că o chema totuși poliția și vă chema poliția afară, nu Da, da, intrat da. în casă. Da, să spun mai departe. Au intrat polițiștii doi și ne-au spus că e ca vecinul a chemat, că e gălăgie. Dar eu spun, uitați-vă, asta pe data de 26 ianuarie. Și eu spun că, dar nu-i gălăgie la noi. Uitați-vă, e liniște, liniște. Și el spune, da, la voi liniște, dar se aude gălăgie, peste vreo trei camere încolo, fac zădinaștri sau ceva. Și spune, ne scuzați, și s-o duc. Dar nu s-o prezentat pentru că foarte frumos a fost, nu m-am gândit. A doua zi dimineața vine Cezara Mitrofan, polițistă de la sectorul Buicani. Vine, bate în ușă, tare, tare, tare și eu, of, Doamne, ori și s-o mai întâmplat. Ies în coridor și cine sunteți? Cine sunteți? Ești emendată. Și eu spun, n-am înțeles. Păi deși, zic, prezentați-vă. Spune, sunt Cezara Mitrofan. Și eu spun că, Doamne, te-am văzut în internet cum ai tras cu jurnal în cap la băiet. Zic, Chiar ai văzut asta tu așa ești? ceva? Am văzut. Ce ai Și cunoscut-o el numai spune, după nume, nu la față. la față am văzut-o și cum cu jurnalul tras în cap la un băiet care lucra într-un magazin și era, se vede că cum se numește, grușic. Hamal, da. Da, Hamal acolo. cam era băietul sărac acolo și nu s-a făcut jale. Și am pus clasa acolo și am scris comentarii, nu ți-e rușine. Am scris și iese de că văzut și au pus ochii pe mine. Acum ei am spus, da? Ia uite-te, mă uit. Zic, și ce s-a întâmplat? Și ei spune, ești emendată, ieși în coridor. Și eu spun că da, poftim. Am ieșit în coridor, a venit vecinul, este la concubina Diana asta de alătră,
din 204, au ieșit cracănat acolo în fața noastră și de o ieșit vecina, e o bătut tare tare, o ieșit vecina cu copilul mic în brațe, dezbrăcat, și a început să cum să strige la dânsă, și sunt holă, și vecina s-a pierdut, mi-a spus că m-am pierdut, scuz, mă, nu ne-am dat seama deloc ce să zic. A, nu e Cezara asta, Mitrofan, spun că ești amendată. Și că, zice, într-o bună zi, am să vin și am să-ți iau fișorul tău din pat și am să-l duc undeva unde n-ai să-l mai vezi, n-ai să mai întarcă niciodată. Mie mi s-a făcut rău. Dar de Am ce, chemat dar de să-l ce o bat. zis așa? Nu știu, că e neadecvată. Ea Dar nu-și dă ce seama. treabă are cu feciorul dumneavoastră? Pentru că fiorul meu trăiește în casa la mine și nu are drept nici să meargă, nici să vorbească, nici să pore în noaptea. Absolut, că să nu trăiască. El vrea totală liniște. După două tiști să cumpăr în casa aparte de bilist. Chiar nu A, mi-e păi stai, rușine dar să zic. cine a zis asta despre fițior că o să-l ducă? Polițista sau vecina? Cezara Mitrofan o Polițista a spus ca zis să așa iei ceva? băiatul. A să-mi iei fișorul meu și a să-l ducă așa departe, că niciodată n-a să-l văd. A să-l iei din pat și noaptea și ziua când așa, a să-l iei și să-l duc, da, și ai tu cu fișorul meu. Și nu s-a făcut rău. Nu mai țin minte mai departe. Ai pierdut cunoștința. Da, nu mai țin minte mai departe. Și-a A chemat venit polițista, salvarea. ambulanța te-a ajutat. Ah, salvarea. Ambulanța a venit și mi-a spus că hai repede la spital, că noi nu avem ce-ți face aici. Ai tensiune mare, 225. Zic, amețesc, acum nu pot să merg. Dar nu pot eram cu frica în mine, ca să nu vie să le iei pe fiorul meu, eram speriată. Că nu așa repede mă spare. Dar atunci m-am speriat. Dar te pui cu nebunii, te pui cu nebunii. Și nu m-am dus la spital. A doua zi, iară e, vine și spune că repede ieși și hai la spital. Zic, lasă-mă, femeie dragă, în pace. Lasă-mă în pace, că nu-ți răzbătoare cu nică. Lasă familia în pace. Nu ți-a făcut băietul meu nimic. Nu a făcut nimic, numai că trăiești în casă și vrei de la mine. Ai să vezi tu și vrei. Eu spun că dai, am advocat, dar la urma urmei am să dau în judecat. Da, iar advocat. Iau-te la dânsă. Îi pare că e și mai deșteaptă, dar tăți ești proști. Dar se sprinește invers. Și i-am spus, fată dragă, femeie dragă, preslu, îți lucrează liniște. Bă, ordine, eu sunt de acord. Dar și te vâr la noi și suntem criminali. Toate, unii se fură, unii se bate, unii se... unii te vâri, unii nu-ți șerbi Nu, și oala. pentru ce v-a amendat? Pentru gălăgia din ajun când au venit acei doi polițiști sau pentru ce? Nu m-a amendat, dar l-a amendat pe fișorul meu. Nu m-a amendat că i-a spus dacă mi-amendez, eu advocat am. O spus, hai sunam, o să văd eu la advocat. Ai tu advocat. Păi Zic și ce, că am. dacă ai dumneata avocat, n-are și ficiorul, de ce l-a amendat pe ficior? Tot l-a amendat. Ba o sumă, 400, ba 450, ba 600. Dar Ba, care e în motivul de fiecare... amendă? Poftim? Cauza amenzii. Pentru ce motiv? Pentru Cum care să vezi articol? atât cu băietul meu face gălăgie în odaie? Și Că face trăiește în odaie. gălăgie. Face Da. Dar gălăgie. cum? Băietul meu ne-a spus așa. Mamă, nu mă pun cana pe masă, gata, batem perete. Dau să merg. Dau să merg. Am scăpat, spune întâmplător, telefonul de mână. Ne-a bătut în perete, concubinul ăsta din 204, care Dar bătut un îl perete e tot cheamă. gălăgie. Nu, l-a bătut în perete, pe urmă l-a bătut în ușă, a venit și a intrat în casă la băiatul meu. Și de ce Și băiatul nu faci? scrie plângere pentru că a venit, a intrat în casă, fără voia lui? Dar am Că scris, asta e acum violare am de scris. domiciliu. Cui ați scris? Eu acum, în cererea asta, am scris că intră în casă, ca la mine, ca la dânsul acasă. Ați scris o plângere penală sau la poliție? Acum, când am scris la procuror azi. A, la procuror ați scris. Ok. Da. Deci încă n-aveți un răspuns, că e de azi abia. Da, aștept răspuns. Și iată așa. Eu nu pot să lucrez. Am venit aici, mini greu. La lucru aici sunt stimată, mulțumită, că lucrez bine, sunt cinstită, că așa, că așa.
râd de bucurie, dar pe urmă când se duce și de la mine la fermă, plâng, pentru că a mie în Moldova spat joc, dar eu n-am să dau voie. Și Cezara o trag la răspundere. Până la urmă, i-am spus, la ce auzi, ajungi că nu știu cum. La advocat mă adresez. Unde trebuie toate instanțele ca să știe țara noastră să aleagă oameni de răspundere, dar nu Cezara care nu-și dă seama, vă închipuiți, e neadecvată, vine și se poartă ca o distrăbălată. Dar nu crezi că se răzbună pentru că i-ai spus că ai văzut-o pe internet cum lovește cu cartea în cap? Am văzut-o, sau de atâta? Am văzut-o. Păi da, și ea de atâta se răzbună sau de ce te hărțuiești așa? Sau în legătură cu concubinul vecinei? Nu, la, cum eu l-o pălit, am văzut în magazinul Liniela și cineva a făcut special o mică gifuri, cum se numește. Un gif, da, un video, cum face asta. Bun, dar de ce crezi că te hărțuiești așa? Care-i motivul ei, al polițistei? Că doar bolnavă de cap nu cred că este smintită, obsedată. Că nu, n-ar ține-o la lucru. Eu nu știu. Pentru că e când eu pus prima dată amendă la băiatul meu, apoi eu am scris la sectorul de poliție, la șeful ei, am scris. Trebuia să și contestați amenda. Sper că n-ați plătit-o, dar ați contestat-o, nu? Amenda în instanță. Și... Nu, eu am scris... Las că ai scris am plângeri. Sunat. Ai sunat, ai scris plângeri, dar amenda trebuie și contestată, că altfel trebuie să o plătești. Vine de executorul de acasă și îți ia ușa. Nu, că nu eram acasă și băietul meu e... Și băietul a plătit. Bun. Da, eu nu-s acasă și băietul meu spune, da, mamă, ce-am făcut eu? Nicum. Cum, băietul meu, să nu poată trăi? Da, așa cum este el. Da, dă-i pașii străiască, nu-ți place. Eu spus, a venit vecina și cu președinta asociației, la dânsul, și că le-am rugat. A bătut în ușă și eu spus, măi băieți, dacă ții gălăjie aici și ești așa de că nu poți suporta gălăjie, tu de la tine acasă, du-te, că dacă nu, să o tragem pe Diana, vecina, la răspundere. A, deci dacă eu spus faci... concubinul lui ei, nu băietul matale. La concubin i-a spus asta, dacă ți-i gălăjie. Da, la concubin... Credeam că la băiet i-a spus. Nu. La concubin i-a spus asta, din 24... Și el deci, a zis că nu, că eu am drept. Să fii liniște. Și el a spus că, nu știu ce a spus, am uitat eu mâine și ce am mai spus, dar a spus că n-o să mai plângă. Nu, el... Și după prima amendă ai scris la comisar și ce a zis comisarul, șeful inspectoratului? Am spus la comisar, i-am spus că eu am scris la procuratură și aștept răspunsul, pentru că Cezara, asta micropitopat, nu-mi dă voie să trăiesc. Eu am venit acasă, mă odihnesc, a venit să-mi rezolvă leacă problemele, eu am venit că băietul meu are ciroză, hepatita. Și nu a răspuns comisarul până acum. Și ne-a spus că băietul a făcut gălăjie. Ei bine, noi ați vorbim cu dânsa, o chemată la procuror, la domnul Oleg Veretino. Domnul Oleg mi-a spus drept că femeia asta, Cezara Mitrofan, are foarte multe plângeri și eu am să o chem și am să vorbesc cu dânsa. Pe urmă mi-a spus că nu e nimic strașnic, domnul Oleg mi-a spus, nu e nimic strașnic, e pur și simplu, o ieșit așa că pur și simplu n-are de lucru, și să vină de oameni ca să arate că lucrează. Așa iese. Da, dacă nu luat măsuri... Deci, ai mai scris o plângere la procuratură și acum ai scris la procurorul șef sau cum? Eu, da, am mai scris o cerere și am dus-o că eram acasă și am dus-o pe locul. Numai ieri am primit răspunsul, mi-a plăcut răspunsul domnul Oleg Veretino, dar că foarte frumos a scris, că o grăit cu dânsa și să fie cum... Dacă ți-a plăcut răspunsul, de ce ai mai scris odată plângerea? Asta numai ieri am văzut răspunsul de la domnul procuror. Da, da, azi am trimis iară plângere la Buiucani. Pentru ce? Azi am scris pentru că ieri seara am primit iar o chemare de la dânsa ca să fiu cum amendată și gălăjie în notaie. Se răfuiește, se răzbună pentru că ai scris plângere penală sau plângere la procurori. Da, pentru că
că am scris la procuror și am dus-o pe loc acolo, pentru că am scris, de atâta e scrie și e nu mă lasă, e crede că eu mă tem. Eu nu mă tem, lasă-mă, dacă sunt vinovată. A, și mi-a spus, o zis că am uitat de asta. Mi-a spus șeful adjunct de la sectorul Bricani, a ei, de la Calea Ieșilor, mi-a spus, o zis că, a, păi, că asta e pricina, că Cezară a spus că e tras o palmă la ureche lui vecinul ăsta, lui Aurela ăsta. Și ai tras? Dar nu i-am tras, dacă aveți să-i trag, cred că aveți, du-te și fă la doctor, este ceva. Ei, de la o palmă nu mai poți face probă, cum se cheamă asta, expertiză medico-legală, că nu rămâne nicio urmă. Dar are marturi, cum îmi demonstrează că l-am lovit? Păi am spus, de martor. Martorul e concubina lui, probabil. Dar concubina lui nu e acasă și el de atâta faci și vrea. Păi și dar cum poate să te acuză că l-ai lovit dacă n-are niciun martor? Vina mă, ta trebuie să fie demonstrat, altfel nu poate să te amendeze pentru asta. De atâta și mă răscol. De atâta, de ce ești? Pentru că, deși trebuie să... Dar mâine, păi mâine, a chicat cu capul în jos? S-a îmbătat și a chicat cu capul în jos? Și a zis că el l-a lovit. Am înțeles. De atâta eu nu pot să las așa. Bun, dar nu cred că ne trebuie plătite amenzele. Dacă mai primești amenzi cu care nu ești de acord, zic să le contești, chiar dacă îți iau grămadă de timp și chiar dacă riști să-ți refuze instanțele interne. Dar după aceea e o ocazie să te plângi la CEDO, că justiția moldovenească nu-ți face dreptate. Dar așa, dacă plătești amendă, e ca și cum ai fi de acord că ai încălcat legea, că ai tulburat liniștea și tot așa. Și la următoarea amendă crește mărimea amenzii. După aceea poți transforma în dosar penal. Deci eu nu cred că trebuie plătite amenzele dacă nu ești de acord cu ele. Eu nu sunt jurist, nu sunt... Cereți avocat de stat, băietul, dacă e în Moldova și are venituri mici, poate să ceară avocat de stat. El, la mine băietul e așa, dacă omului e greu, el nu mănâncă el și îi dă lui, dar să facă rău să scrie cineva niciodată. Ia că așa-i da, băietul meu. Da, dar a fost amendat pe nedrept. De ce plătește amenda? Înseamnă că e de acord cu amenda aceea. Înseamnă că crede că a făcut gălăgie scăpând telefonul pe jos. Acum cu avocatul tot am să merg așa. Lasă să-mi scrie cum amendă. Și eu pe urmă contensez acum. Ok. Așa cum trebuie. Monitorizăm cazul, mulțumesc pentru încredere, am înregistrat și publicăm cu acordul dumneavoastră. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Doamne ajută!